quanta gente non tornerà. Suntem în centrul orașului Chișinău. Măcar că avem cafea gratis la mass media, am hotărât să intrăm la un magazin aproape orele 12, chiar 12 bate. Uitați-vă magazinul la Dolce Italia. La orele 12, bunul numărul 1, domnilor, mi-e rușine. Dacă Chișinău nu plătește impozitele, cine va plăti? Bucate italiene, cine... Am găsit și o pricină, o pretenție chiar și în magazinul acesta al acestui italian sau nu știu cine puține, chiar la liceu. Uitați-vă niște inscripții care una am găsit ca discriminare. Anunț, caut o femeie care să știe să curițe pește, să gătească, îi plac viermele și are o barcă de biscuit cu motor, aștept răspuns cu poze despre bărci și despre motor. Pare așa, influent. Uitați-vă această ce discriminare. Articolul 1. Șeful totdeauna are dreptate. De ce? Eu sunt drept domnul italian. Articolul 2. În cazul că nu are dreptate, intră în vigoare articolul 1. N-aș crede. Trebuie să lucrez neapărat chiar eu, chiar aici, chiar astăzi. La ce v-ați referit cu această publicitate în liceu? Bărbat seamnă cu trenul. De la 20 seamnă cu personalul ce oprește fiecare stație. La 30, 40, 50 îți știi și dumneavoastră. Un loc curat, dar bunul numărul 1. O să fie pericol, cum spune. Cafenea bună a italianului, da? Bunul numărul 1. Unde sunt impozitele? Curaj de vreo.